Salutare, oameni buni, eu sunt Valentin DMV. Știu că într-o casă cunoscută sau unde mereu strigarea asta. Bine, revenim, o sunat transport apă din nou. Azi, stați mă scuzați, stau telefon. Azi, încarc telefonul. Azi 5 mai, oameni buni, și sunat transport apă, dăm tratament la floare, dăm cu lebosol. Ia uite ce s-a la primărie, să vezi ce am mica în camera asta pe cap. Ia uite, fac asta iar. Da, în fine, nu-i treaba mea. Am să vă filmez puțin când... cum îi spune? Acum o leac pe stradă și o leac întrec aici podul ăsta. Eu leac în asor, să am să vă filmez, că o leac mai interesant pentru voi. Dar să închidem lumile și girofarul, frumos. N-am mai filmat din mult. Eu aveam videoclipuri filmate și... le-am postat, dar eu vorbind n-am mai filmat din mult. Tot am filmat când am apucat, mai am gândit că o să fie momente când nu o să apuc să filmez. Aici avem stopul, e rotare aici cu vizibilitatea. Nici acum, văd mic trec, uite. Abia acum am punctul ăsta, eu văd. Nici ăștia la CFR, la, nu știu, căile române, să cuereți din ai boschese ăștia peste tot. Nu se vede nimic, cel puțin cu oamenii trebuie să duci mult tare în față. Aici e baza unde venim noi, aici e Uxin în Balentești. Și mulți m-ați mai întrebat de Uxin dacă au bază și în Balentești. Da, au bază și în Balentești și au bază și la intrare în Galați, cum vrei despre Vaslui, gen. Cum vine despre Foltești, cu acolo. Au bază și acolo și au și aici. Asta e deschis acum 2 ani. Ia să fiu leac atent aici la podul, să trebuie să merg cât mai pe centru, că trecam la limită. Uite o vacă. Nu știu dacă vedeți voi în oglinda aia mică de jos, dar eu cu tractorul trec fix la limită. Iar să-l schimbe din H în el. Da, trebuie să opresc. Nu s-a schimbat. Cumplă 4x4, îl dau pe auto și le ridic acum idealul ăsta. Și să vă dacă o filmez acum cum e idealul ăsta, dacă vine ceva să vorbesc. Dacă nu vine să vorbesc, închid camera și filmez când încarc metru. Și am să fac și un vlog când... Aoleu, dar ce rău ești cu apa. Cu apa e rău, că apa face balans. Și da, am să fac și un vlog cu metru, că oricum am multe vloguri filmate cu metru, dar am să mai filmez, na, să fie acolo. Și a spus foarte multă lume că îmi dă vlog, că îmi dă cu nu știu cât mii de hectare are și îmi dă cu tractorul lui pe 400 ieri, nu știu câte are. Mai mulți au fost care au zis că îmi dau și mi-au dat niciun, dar decât un băiat, nu mai știu unde era, am uitat. Alex, parcă chema, nu mai știu exact, scuze, ați uitat numele, sau Valentin, nu mai știu, în fine. Cu băiat, case-ul la mie, 990. Și da, o spus când dați mult vlog, dar nu mai dai niciunul până la urma urmei. Am să renunț la asta ideea cu fermele abonaților. Opa. Și... acolo la vlogul ăla cu care l-a filmat băiatul ăla, cu ferma lui, mi-au comentat vreo doi că calitatea, a spus că eu fac calitate pe canal. Neni, dă-ți dau gasul mai spate, vezi voi cât mai bine, așa. Să vadă bordul cât mai bine. Neni, eu nu fac un vlogul ăla care l-a filmat băiatul, eu nu puteam să mă duc eu la el în curte și filmez ferma. Eu v-am spus la toți, fiecare filmează cu telefonul sau cu ce are, fiecare. Dacă vrea, dacă poate, dacă are posibilitatea și tot așa. Iar uitați aici. Aici eu era... nu era nimic, aici era emașul răsfundat ăștia. A să ajungă să lucreze pământul și videalurile astea. Înainte era părloagă peste tot. Cel puțin aici unde l-au acum în 2012 era părloagă terenul. Părloagă, era... vorba vine părloagă, era unii cu... un tractor care lucreau, vreau să lucreze nu știu câte hectare. Atâtea hectare și nu făceau nimic, așa până la urmă l-am luat eu. Bine, tot cu utilaje și acolo e jondierul la 6900 de la ferma aia. În fine, poveste lungă acolo. Și da, cu calitatea pe canal. Eu nu aveam cum să filmez acolo, să spun ceva atât de calitativ încât să vă ofer vouă calitatea acum. Băiatul a filmat cum a putut. Ce de apreciat că o vorbi foarte ok, adică nu s-o bâlbâi ca mine, sau să încărci ca mine, sau să vorbească ca mine la fel de repede cum vorbesc și acum. Mă scuzați, dar așa sunt eu de fel. Da, n-am ce să fac. Dacă vreți așa să nu mai filmez fermele abonaților, nu mai renunțăm la ideea asta. M-am gândit ca să fie ceva mai diversificat, ca să aibă canalul cât mai multe videoclipuri pentru voi. Și da. Panta asta aici e destul de urâtă.
Așa, ia să vedem, că nu știam. Da, mă, eu n-aveam setat aici km la oră. Nu știam ce nu mi-s de plec km la oră. După... Eu îl pun la 20 km la oră. Se decuplează 4x4 și fața se decuplează la 7 fața. Deci 4x4 la setat se decuplează la 20 km la oră viteza maximă. Iar când virez jos, de exemplu așa, ia, uitați așa, cam așa e s-o decuplat 4x4. Iar sateliții am pus decuplează la 20 de grade. Ia stați, vă arăt acum. Ia uitați, acum plec sateliții. Ia uitați. Ia uitați, acum sateliții s-au decuplat. Dacă vedeți, acum scuplați, că stau roțile drepte. Dacă vedeți puțin de roți, uitați așa de exemplu, s-au decuplat, vedeți cum pălu pe aici. Ia uitați, bun. Da, se decuplesc, că n-are sens să stau cu ei cuplați. Adică chiar n-am, de spun camera lor, pe capier. Adică n-am simțit niciodată nevoia să fiu nevoie să cuplez sateliții. Da, și revingul o să încarc metru mai mult, când filmez, nu știu, vedem ce o să fie la deal. Vă pup! A revenit, acum încărcăm metru, tragem metrul alimentat. Le mănânci acum cât dau eu. Mănânci cât dau eu. Da, da, da. Stai așa o leacă. Da, mă, cât apă curge. A fost umplut de cisternă cu loci. Uita! 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 Uita!